Prin muncă și determinare, Alexandra, copil singur la părinți, și-a împlinit visul de a studia la unele dintre cele mai prestigioase universități din Ivy League. Ea este singura româncă acceptată în acest an la Dartmouth. Sunt foarte bucuroasă de acest rezultat și pe această cale vreau să le mulțumesc tuturor celor care au făcut acest lucru posibil, pentru că a fost un efort de echipă, atât din partea mea, cât și a consilierilor care m-au sprijinit, a profesorilor și a familiei. O să mergi să studiezi acolo? Da, voi pleca în august să studiez și licența are o durată de 4 ani, vedem ce urmează după aceea. Vrei să rămâi acolo să te stabilești sau revii în țară? Mi-ar plăcea foarte mult să mă perfecționez în America, poate să urmez și un program de masterat apoi, dar nu exclud nicio opțiune de a mă întoarce în țară ulterior. Autodidactă și cu rezultate excelente, Alexandra a obținut un scor în top 1% mondial la SAT. Implicarea în activități extrașcolare, precum fondarea unei echipe de robotică și participarea în Consiliul Național al Elevilor, i-au consolidat profilul. Pe ce anume, ce abilități ai, ce ți-ar plăcea să faci mai mult? Eu voi studia Quantitative Social Science, este un program care combină informatica, statistica și economia, deci probabil tot în direcția aceasta voi și studia ulterior. Bursa acoperă toate cheltuielile de școlarizare, cazare, mâncare și cărți pe durata celor 4 ani de studii. Alexandra va studia informatică, statistică și economie, cu scopul de a avea un impact real asupra societății. Sprijinită de ONG-ul Vreau să studiez în America, Alexandra își ajută acum colegii să-și atingă obiectivele educaționale. Procesul de aplicare în America începe în clasa 11-a, însă până atunci elevii ar trebui să aibă un dosar cât mai complet, întrucât sunt importante notele de la școală, activitățile extrașcolare, concursurile academice la care participăm, iar toate acestea formează profilul pe care îl vei prezenta în momentul în care aplici la facultate. În plus, față de acest profil, sunt necesare și anumite examene suplimentare, SAT, care este bacalaureatul american, și un examen de limbă. Mai sunt importante și scrisorile de recomandare pe care le primim de la profesori și alți profesioniști care ne cunosc într-un context cumva de mentorat, iar apoi eseurile care trebuie scrise, interviul dacă ești invitat la unul, deci este un proces mai complex față de ce s-ar întâmpla pentru admiterea din Europa. Îmi doresc să acumulez experiență în state și apoi să mă întorc în România, spune Alexandra, exemplu de ambiție și perseverență. Eu mi-am dorit să studiez în America, cumva cântărind și opțiunile pe care le aveam în Europa și în România, însă am fost sprijinită de Vreau să studiez în America, este un ONG cu tineri studenți din America, o parte dintre ei chiar au absolvit recent, iar această comunitate este cea mai mare platformă gratuită pentru tineri să fie susținuți în acest proces și partea de consultanță se bazează la fel cum fac și cele mai bune universități în SUA. Pentru consultanță îți plătești cât îți permiți, deci este cumva bazat pe nevoia financiară a familiei. Și pe lângă susținerea pe care am avut-o din partea Vreau să studiez în America, am mai fost sprijinită și de cadrele didactice de la Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu, în special de doamna Dana Constantinescu, care a fost mentorul meu în acest proces și consilierul pentru aplicarea în America.